Stela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la telejurnalul orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată principalele subiecte ale ediției. Un cetățean din Republica Moldova și-a pierdut viața într-un accident rutier la Milano, în Italia. Bărbatul de 31 de ani lucra în industria modei. Guvernul Republicii Moldova are o nouă componență. Președintele interimar Adrian Candu a semnat decretele de numire a noilor membri ai executivului. În Republica Moldova s-a înregistrat primul caz de gripă porcină. Pacienta este o femeie din Chișinău care a contactat virusul în timp ce era în străinătate. Aproape 100 de migranți sunt dați dispăruți în Marea Mediterană după naufragiul embarcațiunii improvizate pe care se aflau în largul coastelor Libiei. Un tânăr din Republica Moldova și-a pierdut viața într-un accident rutier în Italia. Tânărul lucra în industria modei din peninsulă. Vadim Găină, de 31 de ani, a murit după ce a intrat cu motocicleta într-o ambulanță. Accidentul a avut loc pe 4 ianuarie în Milano. Potrivit presei italiene, tânărul s-a lovit grav la cap, iar decesul lui a survenit după două zile de agonie. Vadim Găină și-a făcut studiile în Milano și a lucrat apoi ca manager în domeniul modei, colaborând cu mari case. Tânărul avea și cetățenie italiană și dăduse consimțământul pentru donarea organelor. O echipă de medici din Roma i-a preluat inima, plămânii și ficatul, care vor ajuta la salvarea altor vieți. Cabinetul Filip are o nouă componență. Președintele interimar Adrian Candu a semnat decretele de numire a noilor membri ai executivului care au depus jurământul de investitură. Astfel a luat sfârșit blocajul instituțional generat de președintele suspendat Igor Dodon, care a refuzat de două ori candidaturile propuse de prim-ministru contrar Constituției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Cei 7 membri ai guvernului au depus astăzi jurământul la reședința de stat în fața președintelui interimar și a premierului. Astfel, în executiv au revenit foștii prim-ministri Iurie Leancă și Kiril Gaburici, dar și fostul ministru al justiției Alexandru Tănase. Premierul Pavel Filip spune că noua echipă guvernamentală este una de tehnocrați care își vor îndeplini cu devotament obligațiile într-un an electoral. Avem în față întregul an 2018 și cu toții înțelegem foarte bine că nu va fi un an simplu, din simplu motiv că este un an electoral. Ne vom ține departe de polemicile și disputele politice, cum a făcut-o până acum, pe parcursul a 2 ani de zile, Guvernul Republicii Moldova. Decretele de numire a noilor miniștri au fost semnate de președintele interimar al țării, Adrian Candu. El a preluat interimatul funcției după ce Curtea Constituțională l-a suspendat temporar pe președintele Igor Dodon. Acesta și-a pierdut temporar atribuțiile constituționale după ce a refuzat deliberat să-i numească în funcții pe candidații propuși a două oară de premier, deși, potrivit Constituției, șeful statului nu are drept de veto la numirea miniștrilor. Fiecare dintre voi aveți nivelul de pregătire, de profesionalism, de experiență și sunt sigur că prin eficiență, profesionalism și devotament față de țară și față de cetățenii ei veți reuși. Președintele suspendat temporar, Igor Dodon, a avut o reacție mai puțin obișnuită pe pagina sa de Facebook. Șeful suspendat al țării a îndemnat cetățenii să evite să pedepsească cu orice preț guvernul. În alt context politic și geopolitic, ar fi fost justificată o ieșire în forță a poporului pentru a pune capăt acțiunilor sfidătoare ale guvernării. Acum însă, când până la declanșarea alegerilor parlamentare au rămas doar câteva luni, trebuie să evităm emoțiile și dorința de a pedepsi guvernul cu orice preț. Orice destabilizare socială sau revoltă poate produce victime și va pune sub semnul întrebării rezultatele alegerilor parlamentare. În urma ceremoniei de investitură, cabinetul de miniștri a fost completat cu doi vicepremieri. Iurie Leancă a devenit vicepremier pentru integrare europeană și Cristina Lesnic vicepremier pentru reintegrare și 5 miniștri.
Imediat după învestire, noii miniștri au mers la ministerele pe care le vor conduce de astăzi pentru a-și cunoaște echipele. În noul executiv condus de Pavel Filip se regăsesc politicieni cu experiență și notorietate, dar și nume noi. Cine sunt cei 7 noi miniștri investiți astăzi, ne spune Irina Băjenaru. Bun găsit! Iurie Leancă este vicepremier pentru integrarea europeană și a făcut parte din mai multe guvernări. Din 2009 până în 2013 a condus Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în guvernul Filat, trecând ulterior la conducerea executivului de la Chișinău, unde a rămas până în decembrie 2014. În continuare, Leancă a fost premier interimar până în februarie 2015, iar în vara anului 2017 a ajuns vicepreședintele Parlamentului. În guvernul Filip, Iurie Leancă va trebui să lucreze cot la cot cu Tudor Ulianovski, noul ministru al afacerilor externe și integrării europene. Numele lui este relativ nou pentru public. Ulianovski are 34 de ani și a venit în funcția de ministru din Elveția, acolo unde era ambasadorul Republicii Moldova. A mai fost președinte al Consiliului pentru Comerț și Dezvoltare, dar și reprezentantul permanent al Republicii Moldova, pe lângă oficiul Organizației Națiunilor Unite și la Organizația Mondială a Comerțului la Geneva. La fel de puțin o cunoaște societatea și pe Cristina Lesnic, de astăzi vicepremier pentru reintegrare. Are 35 de ani și a fost până acum la Ministerul de Interne, unde conducea Direcția Generală Relații Internaționale și Integrare Europeană. Noul ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este Svetlana Cebotari, care aproape 10 ani a fost director al Centrului Național de Transfuzie a Sângelui. De astăzi, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este Liviu Volkonovici, până mai ieri rector la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În schimb, toată lumea îl cunoaște pe Kiril Gaburici, numit în funcția de ministru al economiei și infrastructurii, fost prim-ministru din februarie până în iunie 2015 și care și-a dat demisia nemulțumit că diploma sa de studii a provocat un scandal. Gaburici a mai fost directorul unei companii de telefonie mobilă din Republica Moldova, promovat ulterior la o firmă din Azerbaidjan. La fel de cunoscut este și Alexandru Tănase, investit azi în funcția de ministru al Justiției. Poziție pe care a mai ocupat-o între anii 2009 și 2011, iar din octombrie 2011 și până în luna mai anului 2017 a fost președintele Curții Constituționale. Imediat după depunerea jurământului, toți cei 7 miniștri împreună cu premierul au ajuns și la ministerele pe care le vor conduce și au cunoscut echipele ministeriale și le-a vorbit angajaților despre planurile lor. Toți vor ocupa această funcție aproximativ un an până la alegerile din 2018. Anul 2017 a fost pentru Republica Moldova unul de reorientare strategică în domeniul securității. Imediat în telejurnal vă prezentăm o retrospectivă cu pașii importanți care s-au făcut în această direcție. În Republica Moldova a fost înregistrat primul caz de gripă porcină, virusul AH1N1. Este vorba despre o femeie din Chișinău în vârstă de 34 de ani. Pacienta s-ar fi molipsit în timp ce era în străinătate. Centrul Național de Sănătate Publică informează că în ultima săptămână a anului 2017 și prima săptămână a acestui an s-au înregistrat 4 cazuri de gripă, dintre care 2 au fost confirmate prin teste de laborator. Avem înregistrat primul caz de gripă pe data de 6 ianuarie, dar este un caz care e în formă ușoară, nu avem complicații, deci să sperăm că să nu mai avem, dar vedem săptămâna viitoare, fiindcă acum s-au întors copiii din vacanță la școală. În Republica Moldova, numărul cazurilor de infecții respiratorii acute a depășit cifra de 100.000, iar peste 5.000 de oameni au făcut infecții respiratorii acute severe. Specialiștii spun că situația este caracteristică acestui sezon. 70% sunt copiii. Copiii cel mai des suferă, fiindcă având în vedere și condițiile care sunt climaterice, că avem când temperaturi scăzute, când temperaturi ridicate și de multe ori nu sunt supravegheați ca să se îmbrace corect. Copiii bolnavi mai sunt duși de multe ori cu pastilele în grupe la grădiniță sau la școală, ceea ce nu este corect, fiindcă în cazul dat mă lipsesc și alți copii. Îmbolnăvirea cu virusul gripal AH1N1 prezintă simptome asemănătoare unei gripe sezoniere, precum febră, tuse, secreții nazale și dureri în gât. Pentru prevenirea răspândirii bolii, oamenii sunt rugați să se adreseze la medic la apariția primelor simptome, bolnavii să fie izolați la domiciliu și să fie evitat orice contact al bolnavului cu alte persoane.
Un nou șef la Consiliul Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a fost aleasă astăzi președinte al CSP cu votul a 9 membri din cei 10 prezenți la ședința Consiliului. Contracandidatul ei, procurorul șef al Procuraturii Criulene, Adrian Bordianu, a obținut doar un singur vot. În discursul ei, Angela Motuzoc a menționat că își propune să consolideze statutul și imaginea procuraturii. De asemenea, va pleda pentru protejarea independenței și integrității procurorilor și va pune accent pe îmbunătățirea modalităților de recrutare, evaluare și promovare acestora în baza meritocrației. Angela Motuzoc a deținut până acum funcția de adjunct șef al procurorului, șef al Procuraturii Municipiului Chișinău. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor este ales pentru o perioadă de 4 ani. Vreme geroasă, dar fără zăpadă. În următoarele 7 zile, Republica Moldova va fi sub influența unui ciclon arctic care va duce cu el temperaturi extrem de scăzute. Vremea geroasă, fără zăpadă, va afecta culturile, în special cele de rapiță, spun specialiștii. În perioada 11-16 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Minimele vor coborî până la minus 7 grade, iar maximele vor fi până la plus 3 grade Celsius. Cel mai frig va fi pe 14 și 15 ianuarie, când mercurul din termometre va coborî până la minus 12 grade. Această răcire este cauzată din cauza unui anticiclon care se află la momentul actual. Pe parcursul următoarelor zile acesta se va intensifica și va aduce o masă de aer și mai rece, un aer de origine arctică, și din acest motiv vom avea temperaturile de până la minus 12 pe timp de noapte și până la minus 5 pe timp de zi. Vremea geroasă va afecta cel mai mult culturile de rapiță. Însămânțate toamna trecută, plantele s-au dezvoltat până la 20-30 de centimetri, iar în lipsa zăpezii devin vulnerabile la îngheț. Neblagoprijatna este pagoda, care în acest an se numește, absența snegului, calibania, panijenie temperaturii de atrițatelor și pavășenie de 13-14 grade pentru perizimovcă zimova rapsă. Он крайне негативно, значит, реагирует на такие колебания температур. Agricultorii care au semănat grâu de toamnă nu trebuie să-și facă griji. Acesta nu va fi afectat de temperaturile scăzute. Теплый декабрь и вообще-то теплый вот начало января. Из-за того, что было очень поздно посеяна зимняя пшеница, вот в эти теплые, в эти месяца, и они немножко догнали. Vremea geroasă nu va ține mult. Începând cu 17 ianuarie, temperaturile vor crește treptat. Tiraspol va deschide 24 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă, la cererea Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Potrivit Novosti PMR, în regiunea separatistă vor fi deschise cu 2 secții de votare mai multe decât la scrutinul din 2016 pentru Duma de Stat, când s-a înregistrat o prezență considerabilă la vot. Șefa așa zisei Comisii Electorale Centrale de la Tiraspol, Elena Gorodețcaia, ar fi discutat cu reprezentanții Ambasadei Ruse despre necesitatea creșterii numărului secțiilor și despre activitățile de informare a alegătorilor din regiune. Alegerile pentru funcția de președinte al Federației Ruse vor avea loc pe 18 martie. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a participa la scrutin. Anul 2017 a fost pentru Republica Moldova unul de orientare în domeniul securității. S-a deschis biroul de legătură NATO la Chișinău după multe discuții și speculații. Republica Moldova a încercat modest să-și securizeze toată granița, inclusiv cea de pe segmentul transnistrean. A avut curajul chiar să ceară retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană și să solicite și asistența tuturor mediatorilor. Doar că cererea nu a avut vreun rezultat. La sfârșitul anului 2016, premierul Pavel Filip a semnat la Bruxelles, împreună cu secretarul general al NATO, deschiderea unui birou de legătură al Alianței la Chișinău. Chiar din primele luni ale lui 2017, autoritățile s-au grăbit să ofere termene pentru implementarea acestui proiect. Ministerul de Externe spunea că biroul de legătură va fi deschis în luna aprilie, iar premierul le cerea să nu apară nicio amânare. Cartierul general NATO a identificat persoana care care va conduce acest birou de legătură la Chișinău, este doamna Cristina Balesite, cetățeană a Lituaniei. Oficiul de legătură NATO va fi o misiune diplomatică cu personal civil care nu va include militari. Deschiderea oficiului este preconizată pentru
trimestrul 2, adică începutul trimestrului 2, luna aprilie anul curent. Să vă rog să monitorizați în continuare evoluțiile și să nu admiteți tergiversări din punctul ăsta de vedere, pentru că știți cum mai apar nuanțe birocratice, ca de obicei în Republica Moldova. Asta se întâmpla în timp ce, într-o vizită la Bruxelles, președintele Igor Dodon le cerea șefilor Alianței Nord-Atlantice să mai aștepte cu deschiderea biroului de legătură NATO la Chișinău. Pentru că cererea lui nu a fost ascultată, șeful statului a decis că își poate spune cuvântul într-o altă direcție de securitate. Astfel, tot în luna februarie, le-a interzis militarilor din Republica Moldova să participe la exercițiul Platinum Eagle 2017, care se desfășura în România. Argumentul a fost unul cât se poate de artificial. El a considerat inoportună participarea militarilor din Republica Moldova la acest exercițiu. Motivul a fost însă cu totul altul. Exercițiul multinațional s-a desfășurat sub egida NATO, iar șeful statului a declarat că se va opune oricărui parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică. Iar în luna aprilie a urmat cel de-al doilea refuz. În timp ce Igor Dodon ținea armata în granițele țării, în regiunea transnistrană, trupele separatiste se antrenau de zor. Nici biroul NATO nu s-a mai deschis în aprilie, iar autoritățile ofereau deja un al doilea termen. După toată informația care la momentul dețin, cred că până la finele lunii iunie, biroul va fi deschis. Între timp, Chișinăul încearcă să-și asigure securitatea la graniță și pe segmentul transnistrean. Printr-un acord, Republica Moldova și Ucraina decid să asigure controlul comun la frontieră pe teritoriul ucrainean și stabilesc să înceapă cu punctul de trecere Pervomaisk cu Ciurgan la sfârșitul lunii mai. Dar nici acolo autoritățile nu au reușit să respecte termenul, așa că punctul comun de control s-a deschis abia în luna iulie. Noi facem o diferență foarte clară între așa numiții lideri din regiunea transnistreană și cetățenii noștri care trăiesc în această regiune. Acest punct de trecere comun, în primul rând, vine în interesul și confortul cetățenilor din această regiune și în interesul agenților economici. Asta înseamnă că autoritățile de la Chișinău au început să controleze o mică parte din cei peste 400 de kilometri de graniță pe segmentul transnistrean, lucru care evident a deranjat Tiraspolul. Liderul separatist, cu susținerea Moscovei, amenința chiar cu escaladarea conflictului. Amenințările însă au lăsat rece Chișinăul, iar la sfârșitul lunii iulie, Parlamentul adopta o declarație prin care cerea retragerea trupelor ruse din Republica Moldova. Apel către Federația Rusă să reia și să finalizeze procesul de retragere a trupelor sale, precum și să-și retragă munițiile, armele și echipamentul militar de pe teritoriul Republicii Moldova. Declarația a fost bazată și pe hotărârea Curții Constituționale, care a stabilit că dislocarea pe teritoriul țării a oricăror trupe sau baze militare conduse și controlate de către state străine este neconstituțională. În aceeași hotărâre a Curții, militarii ruși dislocați în stânga Nistrului sunt etichetați drept trupe de ocupație. La sfârșitul lunii august, autoritățile de la Chișinău au solicitat oficial Organizației Națiunilor Unite includerea chestiunii privind retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului pe agenda sesiunii de toamnă a Adunării Generale a ONU. La câteva luni distanță, în presă apare un document semnat de reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, Victor Moraru, prin care s-ar cere amânarea includerii pe ordinea de zi a subiectului respectiv. Autoritățile de la Chișinău au declarat ulterior că nu au renunțat la acest subiect, ci așteaptă un moment mai bun și o susținere mai mare pentru a pune în discuție retragerea trupelor ruse. Între timp, guvernul refuză să mai ofere un termen pentru deschiderea oficiului de legătură NATO, iar evenimentul are loc la sfârșitul anului, pe 8 decembrie mai exact. Our partnership focused on improving the lives of the Moldovan people. We do not provide military equipment or arms. We share our expertise in a wide range of areas. Here in Moldova, these include the destruction of landmines and hazardous chemicals, including banned pesticides. The development of advanced telemedicine so that responders can get the best advice during emergency situations. Improving Moldova's expertise and defenses against cyber attack. Republica Moldova își propune să fie mai aproape de NATO, de standardele statelor membre ale alianței, fără însă a aduce atingere prevederilor constituționale privind neutralitatea țării noastre. Unul din obiectivele importante ale guvernului este să contribuie la rezolvarea conflictului transnistrean și la sfârșitul situației în care pe teritoriul Republicii noastre staționează trupe militare străine. Chiar dacă biroul de legătură NATO este o misiune diplomatică doar cu angajați civili și se fac promisiuni că activitatea acestuia nu va atinge neutralitatea Republicii Moldova, socialiștii sunt nemulțumiți.
La sfârșitul anului 2017, Republica Moldova rămâne încă fără o strategie de securitate, după ce documentul aprobat de fostul președinte Nicolae Timofti a fost abrogat de Igor Dodon. În schimb, guvernul a aprobat o strategie de apărare, care include ca partener de bază în securitatea Moldovei, NATO, România și Statele Unite ale Americii, și totodată prevede o majorare a bugetului armatei de la 0,4% din PIB până la 0,5%. Documentul însă nu a trecut și de președinte. Un grup de 100 de femei s-a mobilizat în Franța pentru o cauză radical opusă inițiativei MeToo, printre ele și actrița Catherine Deneuve. Pentru ce militează acest grup inedit, vă spunem imediat în Telejurnal. În jur de 100 de migranți sunt dați dispăruți în Marea Mediterană după naufragiul embarcațiunii improvizate pe care se aflau în largul coastelor Libiei. Tragedia s-a produs în largul orașului Al-Khums, la circa 100 de kilometri est de capitala Libiei. Marina libiană a reușit să salveze doar 17 persoane din cele peste 100 care se aflau într-o barcă pneumatică. Supraviețuitorii au stat mai multe ore agățați de resturile bărcii până la sosirea echipelor de salvare. Comandantul marinei libiene, Nasser Al-Ghamoudi, a declarat presei că vremea nefavorabilă a complicat operațiunea de salvare. يعني ممكن نقول حصلوا مهاجرين احياء للاسف حتى جثث لم نعثر على جثث لان البحر كان شديد الاغتراق متوقع حسب اقوال المهاجرين وحسب اقوال غرفه عمليه حرس السواحل. În același timp, marina libiană a anunțat că a salvat alți 267 de migranți africani aflați la bordul a doua embarcațiune în derivă la aproape 50 de kilometri de Tripoli. Printre migranții salvați se numără femei și copii. La sfârșitul săptămânii trecute, 10 migranți au pierdut viața în largul coastelor Libiei. Potrivit unui bilanț prezentat de Organizația Internațională pentru Migrație, peste 3.000 de migranți au murit ori au dispărut anul trecut în încercarea de a traversa Marea Mediterană pentru a ajunge în Europa. Din vară, numărul tentativelor de traversare a Mării Mediterane a scăzut simțitor în urma unor acorduri ale autorităților italiene cu cele libiene, menite să împiedice venirea migranților pe mare. O puternică avalanșă a lovit stațiunea turistică Zermatt din Alpii Elvețieni. Nu există victime, dar 13.000 de persoane au rămas izolate după ce telecabinele, pârtiile, trenurile și căile de acces au fost blocate. Imaginile au fost înregistrate de două camere video amplasate de o companie specializată în monitorizarea fenomenelor meteo extreme. Una dintre ele a surprins un bărbat care mergea calm în afara razei de acțiune a valului de umăt. Autoritățile regionale au ridicat la cel mai înalt nivel gradul de alertă și au început să declanșeze avalanșe controlate. Manieră guvernamentală în Polonia, președintele țării a demis mai mulți miniștri, printre care titularii de la apărare și externe. Înlocuitorii lor au depus jurământul într-o ceremonie la care a asistat doar șeful statului. A trecut numai o lună de când pe fotoliul de premier s-a așezat Mateusz Morawiecki pentru a atenua tensiunile dintre Varșovia și Bruxelles. Comisia Europeană a declanșat o procedură fără precedent împotriva Poloniei, căreia îi reproșează încălcarea statutului de drept prin reforme controversate în justiție. La Urząd Ministra Obrony Narodowej. Parlamentul ceh se pregătește să voteze ridicarea imunității premierului Andrei Babiș, suspectat de o imensă fraudă cu fonduri europene. Poliția vrea să-l pună sub acuzare pe Babiș pentru deturnarea 2 milioane de euro, bani europeni, spre afaceri personale. În același caz este implicat și un coleg de partid al premierului. Amândoi resping acuzațiile și nu s-au prezentat la audieri în comisia parlamentară. Iar unii dintre membrii comisiei au afirmat că mai au nevoie de timp pentru a studia raportul oficiului european antifraudă. Supranumit Trump al Cehiei, Andrei Babiș, în vârstă de 63 de ani, are o avere estimată la 4 miliarde de euro. Un grup de 100 de femei s-a mobilizat în Franța pentru o cauză radical opusă inițiative MeToo. Printre ele și actrița Catherine Deneuve, care semnează un articol apărut în ziarul Le Monde. Grupul apără libertatea bărbaților de a deranja și se opune campaniei de denunțuri apărute după cazul Weinstein. Cele 100 de semnatare sunt actrițe, scriitoare, cercetătoare sau jurnaliste. Ele susțin în articol că flirtul insistent sau neîndemânatic nu este un delict și nici galanterie
nu este o agresiune de macho și condamnă ceea ce numesc puritanismul apărut pe plan mondial după primele acuzații de hărțuire sexuală de la Hollywood. Știați că în Republica Moldova se produce ceai chinezesc cu plante aduse tocmai de acolo? Cum, unde și pentru ce aflați în câteva minute în Telejurnal. Război total propagandei mediatice venite din exterior. Președintele interimar al Republicii Moldova, Adrian Candu, a promulgat legea antipropagandă. Documentul prevede interzicerea retransmisiei pe teritoriul țării a știrilor și emisiunilor cu caracter informatic-analitic din Federația Rusă. Potrivit autorilor, legea va securiza spațiul informațional al Republicii Moldova și va preveni propaganda și manipularea mediatică venită din exterior. Radiodifuzorii care nu se vor conforma prevederilor noi legi vor fi sancționați cu amendă sau chiar cu retragerea licenței. Legea antipropaganda a fost semnată de președintele interimar al țării după ce Igor Dodon a refuzat să o promulge pe motiv că documentul ar institui cenzură în Republica Moldova și ar atenta la libertatea de opinie a cetățenilor. Federația Rusă insistă ca Vlad Plahotniuc, liderul PD de la Chișinău, să fie dat în urmărire internațională. Judecătoria ureșenească de la Moscova a menținut în vigoare hotărârea instanței din Basmal, prin care liderul democraților de la Chișinău este căutat internațional. Instanța a pronunțat astăzi hotărârea, relatează RIA Novosti. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat de la Chișinău spune că prin această hotărâre, Federația Rusă reacționează la faptul că președintele interimar Adrian Candu a promulgat legea care interzice transmiterea propagandei rusești la posturile TV din Republica Moldova. Vitali Gămurar mai spune că este vorba despre șantaj politic făcut într-un an electoral pentru Chișinău. Anterior, judecătoria din Basmală a declarat că Vlad Plahotniuc este cercetat penal pentru ură rasială, politică, ideologică și etnică, iar Partidul Democrat a calificat dosarul ca fiind unul politic. Două autobuze au luat foc într-o parcare de pe strada Uzinelor din localitatea Băcioi. Incendiul a izbucnit azi noapte în jurul orei 2. La fața locului au intervenit 3 echipe de pompieri care au salvat alte 3 autocare din apropiere ce riscau să fie prinse în flăcări și au reușit să lichideze incendiul în jurul orei 5. Nici o persoană nu a fost rănită. Polițiștii spun că au găsit la fața locului urme de incendii, așa că au demarat și o anchetă. Autobuzele erau folosite pentru transportul pasagerilor și coletelor spre Italia. Primul centru de medicină tradițională chineză din Europa de Sud-Est se află în Republica Moldova. El a fost creat de guvernul de la Beijing și la el pot veni toți pacienții care au nevoie de reabilitare medicală prin proceduri de acupunctură, terapie și fitoterapie chineză. Pentru că este o instituție de stat, costul serviciilor este accesibil. Așa are loc o simplă procedură de acupunctură. Medicii chinezi de înaltă calificare au venit în Republica Moldova. Fără îndoială că metodele pot fi învățate din cărți, dar dibăcia și maestria doctorilor poate fi asimilată doar lucrând cot la cot cu ei. Dacă avem un pacient cu neuropatie facială, noi punem punctele locale în regiunea feței, de obicei în zona de lezare, și punem punctele periferice, de exemplu, Хэгу, Зусанли на печер, F3 на печер. И в медиа дурят же мотать диоры, дупо инсталария ачелор. După procedura care am primit-o aici, mă simt foarte bine. Acele am văzut că sunt de o singură folosință. Mulți oameni din China au renunțat la pastile în favoarea ceaiurilor naturale. Obiceiul de sigur că a fost adus și în Republica Moldova. Acest aparat este folosit pentru prepararea decoctului din plante medicinale chinezești. Mai exact, aici sunt introduse frunzele de ceai, din care mai apoi apare infuzia sau chiar ceaiul lichid și numai bun de băut. Ulterior, acestea sunt frumos ambalate și oferite gratuit pacienților.
Centrul de medicină tradițională chineză a fost deschis în 2011 după ce guvernul chinez a oferit un ajutor nerambursabil în valoare de 5 milioane de yuani. Colaborarea a continuat și în 2016, când au fost detașați alți 4 medici specialiști și un traducător. Ei lucrează cu ceea ce au lucrat 5-6 mii de ani în urmă. Da, aceasta este un moment de atracție pentru pacienții noștri. Specialistul hotărăște dacă pacientul poate fi tratat și o să beneficieze de la metodele date sau nu. În cadrul centrului au fost prestate peste 30 de mii de proceduri și consultații în domeniul acupuncturii, terapiei manuale și fitoterapiei. Centrul de medicină tradițională chineză este și baza clinică de instruire și formare a medicilor rezidenți de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu. Nici nu s-au încheiat Globurile de Aur, că au și început nominalizările pentru premiile BAFTA, acordate de Academia de Film Britanică. Cine sunt favoriții, vedeți peste câteva momente în telejurnal. Un cutremur de magnitudine foarte mare, 7,6, s-a înregistrat în largul coastelor Hondurasului, în America Centrală. Imediat, autoritățile din zonă au declanșat o alertă de tsunami. Seismul s-a simțit și în capitală, la peste 500 de kilometri distanță și tocmai până în Mexic, dar deocamdată nu sunt raportate pagube sau pierderi de vieți omenești. Martorii spun că mișcarea a durat puțin, dar a fost foarte violentă. Cutremurul a fost unul de suprafață, a avut loc la numai 10 kilometri adâncime. Cel mai grav val seismic din istoria recentă a fost în 2004, când după un cutremur de magnitudine 9,1 în Oceanul Indian, un tsunami a făcut ravagii în Indonezia, Sri Lanka și alte țări insulare. Alunecările de teren din California au ucis cel puțin 13 oameni într-o zonă deja devastată de incendii de vegetație luna trecută. Ploaia torențială a început să cadă ieri dimineață, iar mii de oameni care locuiau de-a lungul coastei Pacificului au fost evacuați. Unii dintre ei au făcut același lucru și luna trecută, când fugeau din calea flăcărilor. Pământul care a plecat la vale din cauza ploilor a dărâmat copaci, a distrus mașini și a acoperit zone întinse cu un strat de nămol. A blocat și o autostradă importantă din California. Bilanțul victimelor ar putea crește, au avertizat autoritățile, care au anunțat că peste 20 de oameni sunt dați dispăruți. O alunecare de teren similară a avut loc acum 13 ani, la doar câțiva kilometri de zona afectată acum, iar bilanțul de atunci a fost de 10 persoane decedate. Postul BBC este investigat de guvernul britanic după ce o jurnalistă a reclamat inegalitățile salariale. Carrie Grace a demisionat după ce a susținut că doi colegi care fac aceeași muncă sunt plătiți cu 50% mai mult decât ea. Comisia Guvernului Britanic de Supraveghere a Egalității cere BBC să ofere informații în legătură cu politica de salarizare a serviciului public de radio și televiziune. Comisia menționează că a luat notă de faptul că jurnalista Carrie Gracie s-a plâns de discriminări salariale ilegale la BBC și va investiga acest caz ca atare. Ea a demisionat din postul de redactor șef al redacției China, după ce a cerut grupului media britanic să recunoască problema și să-și ceară scuze. I didn't want more money, do you understand? I wanted equality, and this was not equality. There was still a big gap between myself and my male peers. The pay system was neither equal nor fair, nor was it transparent. Un purtător de cuvânt al grupului media britanic a declarat că nu există o discriminare sistemică asupra femeilor. Peste 20 de femei care lucrează pentru BBC ca jurnaliste și prezentatoare și-au exprimat sprijinul față de acțiunea colegilor pe rețelele de socializare. Anul trecut, grupul media a publicat în premieră raportul anual al salariilor directorilor și prezentatorilor de top. Doar o treime erau femei, iar unele prezentatoare păreau să fie plătite mai puțin decât colegii bărbați. Carrie Gracie a avut o carieră de 3 decenii la BBC și un salariu anual de 135.000 de lire sterline. Poliția britanică a anihilat una dintre cele mai mari rețele de trafic de persoane și prostituție din Regatul Unit. 9 suspecți au fost arestați după percheziții la care au participat 150 de ofițeri. Operațiunea a fost declanșată după ce autoritățile au primit informații că 10 femei au fost vândute pentru a fi exploatate sexual. Guvernul de la Londra estimează că la nivel național sunt cel puțin 13.000 de victime ale sclaviei moderne, dar poliția crede că numărul lor este de câteva ori mai mare.
Nici nu s-au încheiat Globurile de Aur, că se fac nominalizări pentru premiile BAFTA acordate de Academia de Film Britanică. Actorul român Alex Ecăreanu joacă într-o peliculă nominalizată la cel mai bun film. Tărâmul binecuvântat, sau în original God's Own Country, spune povestea unui zilier român ajuns la o fermă din Yorkshire, la țară, în Marea Britanie. Între el și un tânăr localnic începe să se dezvolte o relație complicată. We had 2 weeks of preparation, and in those 2 weeks we worked on farms. We woke up every morning at 5 a.m. and go to take care of the beasts. Lungmetrajul nominalizat de BAFTA pentru cel mai bun film este foarte autentic. Actorii chiar au trebuit să învețe și să practice muncile la fermă, inclusiv să ajute la nașterea unui miel, scenă de altfel filmată. All the things that you can see in the film that we are doing, we did them. There were no doubles. It was real, it happened. I mean, yeah, there. Marele favorit al galei filmului britanic este Shape of Water, care va avea premiera în România abia luna viitoare. Este o ficțiune din timpul războiului rece cu un laborator guvernamental secret, experimente ciudate și o angajată care nu poate vorbi. Pelicula este nominalizată la 12 categorii, inclusiv cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu și cel mai bun film, premiul pe care l-a obținut deja la Globurile de Aur. Un alt favorit cu 9 nominalizări este Ziua decisivă, în original The Darkest Hour, despre fostul premier Winston Churchill, cu un Gary Oldman de nerecunoscut în rolul principal. Actorul povestea că a stat câte 5 ore la machiaj înainte de filmări. După filmele Dunkirk și Churchill, Ziua decisivă este cea de-a 3-a producție în mai puțin de un an despre momentul crucial din 1940, când Marea Britanie a trebuit să ia decizii grele în cel de-al 2-lea război mondial. Un tărâm asemănător celui din Țara lui Gulliver este creat cu migală de câțiva pasionați din Chișinău. Imagini cu trenulețe și tuneluri în miniatură imediat în telejurnal. Fenomen neobișnuit în Saxonia, într-o localitate aflată în apropierea muntelui Fichtelberg. Totul este acoperit cu zăpadă înghețată. Este vorba despre pomi, mașini și case. Temperaturile extrem de scăzute și vântul ascuțit au creat adevărate sculpturi futuriste, dacă privim aceste vehicule. Turiștii care au noptat la granița cu Cehia și-au găsit mașinile în carcase de gheață sculptate de natură. Proprietarii au spus că nu au mai întâlnit un asemenea fenomen. Au încercat timp de mai multe ore să-și recupereze mașinile folosind și unelte de sezon. Scenariul în care roboții operează oameni nu mai ține de domeniul viitorului. La Timișoara s-a realizat primul centru de chirurgie robotică pediatrică din România. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș a câștigat un proiect de 3 milioane de dolari prin care achiziționează un robot chirurgical. Chirurgia pediatrică timișoreană, așa cum ne-am învățat să fie în ultimii ani, este din nou un vârf de lance în chirurgia pediatrică românească, unde, sub bagheta profesorului Boia, Sinfonia Chirurgiei Pediatrice Românești se cântă la cele mai înalte standarde, către perfecțiune. Există și dezavantajul costurilor ridicate. Cu sprijinul unei fundații din Elveția, costurile au mai scăzut. O intervenție chirurgicală poate ajunge la 4.000 de dolari. Este o chirurgie mini-invazivă, asta înseamnă mai puțină traumă pe copil, înseamnă recuperare mai repede, înseamnă suferință mai mică din partea copilului. Până la urmă este un echipament care ne ajută pe noi chirurgii, nu ne face treaba și avantajele sunt legate de vizibilitatea mult, mult îmbunătățită, de eliminarea factorului uman, tremurul mâinilor, mișcările accidentale. Proiectul se va desfășura în următorii 5 ani la Spitalul de Copii lui Sturcanu, iar obiectivul anului este utilizarea robotului în operarea a 50 de copii. Radu Mazăre, fostul primar al orașului Constanța din România, a primit mandat de arestare. Instanța Supremă de la București a admis cererea Direcției Naționale Anticorupție de înlocuire a controlului judiciar în cazul lui Radu Mazăre cu un mandat de arestare în lipsă. Acesta a fugit în Madagascar zilele trecute, deși trebuia să se prezinte periodic la poliție. Mazăre este judecat în 7 dosare penale și cercetat în alte 4. Regele Mihai I al României,
suntem martorii istoriei la Televiziunea Română. Academia Română și Municipiul Iași au încheiat un parteneriat pentru celebrarea a 100 de ani de la Marea Unire, denumit Programul Speranța. Colaborarea își propune să readucă în atenția românilor istoria și valorile naționale prin mai multe evenimente culturale. Dorința de a reînvia dragostea pentru România, așa descrie primarul Iașului parteneriatul încheiat cu Academia Română. De asta am și numit programul centenar Programul Speranței, pentru că ne-am dat seama că avem o șansă, o mare șansă în continuare, să putem duce mai departe idealul nostru de a rămâne aici. În următorii 2 ani și jumătate vor fi organizate mai multe evenimente culturale la care vor participa oameni de știință și iubitori de cultură. De asemenea, vor fi publicate lucrări științifice de sinteză în colecția Basarabica a Academiei Române. Am văzut și alte astfel de programe. Acesta mi se pare cel mai amplu, cel mai bine întocmit. Primăria municipiului Iași va finanța generos 2 din manifestările cele mai importante din acest an. În anul centenarului, ieșenii sărbătoresc 100 de ani de la momentul în care orașul lor a fost capitala de război. Momente inedite la raliul Dakar 2018, cu răsturnări de mașini și adrenalină pură. Peste câteva momente vă prezentăm imagini spectaculoase în telejurnal. Trenuri, linii ferate, poduri, clădiri și munți acoperiți de copaci și străbătuți de tuneluri, toate în miniatură, vor colora atmosfera într-unul dintre localurile aflate în Chișinău. Mai mulți pasionați își dedică timpul liber creării cele mai mari diorame feroviare din Republica Moldova, care va fi accesibilă publicului cât mai curând. Lucrările pentru realizarea celei mai mari diorame feroviare din Republica Moldova sunt pe ultima sută de metri. Ani buni de muncă și investiții serioase stau în spatele ei. Pentru crearea acestui peisaj în miniatură s-a muncit cu talent și multă atenție la fiecare detaliu. Am muncit extrem de mult. La această dioramă ce ați văzut aici se lucrează de aproximativ 5 ani, în care am reușit să facem frumusețea asta și încă tot lucrăm la ea și probabil și după ce o să o finisăm, o să mai avem de lucru. Proiectul a prins viață dintr-o pasiune cu multă răbdare și perseverență. S-a născut dintr-o pasiune, o pasiune a soțului, care ulterior am zis de ce să nu o arătăm și celorlalți. Poate găsim și alți pasionați de așa ceva, de diorame feroviare. Am văzut diorame feroviare în Germania, în România sunt câteva diorame feroviare. La noi este una în gara feroviară, foarte mică, de 2x1, pare mi o machetă, dar este statică. Pe diorama noastră se vor mișca trenulețele. Trenulețe se vor mișca pe poduri și pe submunții în miniatură. Lumini speciale vor simula răsăritul și apusul soarelui, iar clădirile iluminate vor întregi un tablou impresionant. Sunt doar câteva detalii care promit să capteze atenția celor care vor alege să-și savureze cafeaua înconjurați de această lume redusă la scară. Sper că vizitatorii o să fie plăcut surprinși și o să le placă ceea ce o să vadă și o să vină și o să ne viziteze cât mai des. Noi vom fi bucuroși de oaspeți tot timpul. Eminescu în pictură, grafică sau sculptură, a fost inaugurată expoziția Concurs de Artă Contemporană Eminesciana 2018, la care au participat peste 100 de artiști plastici din Republica Moldova. Cele mai originale lucrări au fost premiate. Pentru a reprezenta profunzimea creației eminesciene nu există limite. De aceea și participanții expoziției au avut libertate totală de creație. Eminesciana 2018 a reunit peste 100 de artiști plastici, cu peste 140 de lucrări de genuri diferite. Popularitatea evenimentului crește de la an la an. Organizând acest concurs, s-a schimbat puțin și imaginea expoziției, a devenit mai atractivă pentru artiști și, bineînțeles, că din moment este un concurs și lucrările au devenit mai calitative, la un nivel profesionist. Și excelența sa, ambasadorul României în Republica Moldova, a apreciat calitatea lucrărilor expuse. Mă bucur să constat că, iată, anul centenarului debutează sub fericite auspicii, cu această foarte frumoasă expoziție. M-a impresionat diversitatea, m-au impresionat ideile care se găsesc în multe din aceste tablouri, m-a impresionat curajul unor artiști de a aborda și teme noi. Lucrările au fost evaluate de un juriu profesional
impresionist. Pe locul 3 s-a clasat Iurie Lupu cu o lucrare de artă decorativă. Pe locul 2, Igor Svernei cu o lucrare de grafică. Iar pe locul 1, Florentin Leancă cu pictura Moulin Rouge. Vedeți, sunt în imagine o serie de femei, reprezintă un dans, am pornit de la folclor și am ajuns tocmai la, se numește Moulin Rouge. Participanții și vizitatorii expoziției susțin că marele poet Mihai Eminescu este un izvor nesecat de inspirație pentru artiști. Am pictat un pom pe fundalul zăpezilor și mi s-a părut că ceva parcă are tangență cu poeziile lui Eminescu din perioada lui mai tristă. Îmi bucură sufletul această eminesciană pentru că deja a obținut proporții mult mai mari, venind aici din carci pozitiv. Eminesciana este organizată în Republica Moldova din 2002 la inițiativa criticului de artă Tudor Braga, iar din 2013 a devenit expoziție concurs. Să vedem cotațiile principalelor valute pentru ziua de mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 6 bani pentru un dolar american cu un ban mai puțin. Moneda europeană se apreciază și va costa 20 de lei și 48 de bani, cu 11 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 41 de bani, în creștere cu 4 bani. Hrivna ucrainană rămâne la valoarea de 60 de bani, iar rubla rusească coboară la 29 de bani. Handbalul masculin românesc începe la Bolzano cu o nouă campanie de calificare. După ratarea europenelor din acest an, tricolorii lui Xavi Pascal încearcă să obțină biletele pentru play-off-ul mondialelor din 2019, într-o grupă cu Italia, Feroe și Ucraina. Din 2011, România nu a mai fost prezentă la mondialele de handbal masculin, sport pe care românii îl dominau în urmă cu 4 decenii. Noua generație, construită de Xavi Pascual, vrea să câștige grupa de la Bolzano și să se califice în play-off. Avem o dezamăgire după ratarea acelui campionat european și în acest an ne dorim să ne calificăm pentru mondialul de anul viitor. Avem o șansă și trebuie să ne folosim de ea și sunt sigur că vom merge acolo și vom juca niște meciuri foarte bune și ne vom califica. Nu mă gândesc la Italia sau la cei alți adversari pe care nu-i pot controla, nu pot să-mi controlez decât propria echipă. Trebuie să jucăm mai bine decât la trofeul Carpați, dar suntem pe drumul cel bun. Din lotul lărgit, Xavi Pascual a renunțat la Mihai Bujor, Țenghia și la accidentatul Șomlea. Din cei 18 jucători, 6 sunt de la vicecampioana CSM București. E un avantaj pentru că ne cunoaștem unii cu alții, avem anumite legături de joc și cred că ajută. Grupa de la Bolzano începe pe 11 ianuarie, când România va juca împotriva Italiei. Gabi Trifu este noul antrenor nejucător al echipei de cupe Davis a României. Trifu l-a înlocuit pe Andrei Pavel, care s-a retras anul trecut pentru a intra în staful Simonei Halep. Gabriel Trifu a evoluat timp de 9 ani în echipa de cupă Davis a României și a fost unul dintre jucătorii de bază a echipei de dublu la începutul anilor 2000. Trifu, care a fost secundul lui Andrei Pavel la echipă în ultimii ani, va fi ajutat de antrenorul lui Marius Copil, Andrei Mlendea, care a preluat postul de antrenor al echipei. Următorul meci al României în cupa Davis va fi pe 3-4 februarie la Piatra Neamț cu Luxemburg. Antrenorul român Răzvan Lucescu s-a calificat cu PAOK Salonic în sferturile de final ale Cupei Greciei. După ce a câștigat fără emoții cu 5-1 primul meci cu FC Tricala, echipa românului s-a impus și în manșa secundă. După 0-0 la pauză, PAOK a deschis scorul prin sârbul Prijović, dar oaspeții au egalat minutul 90 prin Miloslaviev. Până la urmă, Prijović a realizat dubla în prelungiri și PAOK s-a impus cu 2-1. A fost a 8-a victorie consecutivă obținută de Răzvan Lucescu în toată competiția. Micaela Șifrin domina autoritar Cupa Mondială de Schi Alpin. Americanca a câștigat slalomul de la Flacau și a reușit a 41-a victorie în această competiție. În slalomul nocturn de la Flacau, gazdele din Austria au sperat la o victorie după ce favorita locală, Bernadette Schild, a câștigat prima manșă cu un avans de 37 de sutimi de secundă față de Micaela Șifrin. Revanșa americancei a venit în actul secund. Deținătoarea Marelui Glob de Cristal a reușit un parcurs perfect și a năruit speranțele austriecilor. Cu a 11-a victorie în acest sezon, Șifrin domină autoritar ierarhia generală cu un avans de 821 de puncte față de a doua clasată Wendy Holdner. În slalomul de la Flachau, austriecii s-au mulțumit cu locul secund, obținut de Schild, în timp ce suedeza Hans Dotter a completat podiumul. Momente inedite la raliul Dakar 2018, accidente spectaculoase și adrenalină pură. Să urmărim și noi show-ul pe patru roți.
invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Găsit, mâine așteptăm ploi și lapoviță în Republica Moldova. Deocamdată, în această noapte, nu sunt anunțate precipitații, iar temperaturile vor varia între 0 și 3 grade Celsius. Mâine cerul va fi mai mult noros, iar la prânz va ploua, maxima va urca până la 4 grade Celsius. În capitală așteptăm 1 grad în această noapte și în jur de 2 grade mâine la prânz. În România, vremea va fi tot mai rece, maxima nu va depăși 9 grade, iar ploile vor cuprinde regiunile sudice. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvrmoldova.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Urmăriți de la ora 20 știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez o seară minunată. La revedere!